Discutăm cu Virgil Chițac, candidatul PNL la primăria Constanța. Bine ați venit la interviurile Hot News. Salut, Luna, bine v-am găsit. Astăzi discutăm puțin despre sistemul sanitar din Constanța, care este la pământ. Conform unor statistici, în 2019 în județul Constanța au murit 55 de bebeluși, mult mai mulți decât în orice localitate din țară. Ce trebuie făcut pentru a remedia aceste situații? Sistemul sanitar din Constanța, sistemul medical din Constanța este subdimensionat. Infrastructura medicală este rămasă în urmă și insuficientă, și asta nu de azi, de ieri, de mult timp. În candidatura din 2016 am vorbit despre lucrul acesta și am și introdus așa o butadă, dacă vreți, amară din punctul meu de vedere, dar foarte adevărată, și spuneam atunci că cel mai bun doctor este trenul spre București. Lucrurile, din păcate, nu s-au schimbat în sensul bun al cuvântului. În toate statisticile, nu numai cele pe care despre care ați vorbit noastră, dar și legate de numărul de spitale, de numărul de paturi raportat la populație, suntem pe un loc odaș. Dacă ne comparăm cu municipii, reședințe de județ precum Iași sau Timișoara, vom vedea că noi avem 5 spitale în Constanța, iar ei au 12, respectiv 14 spitale. Deci lucrurile nu mai pot continua așa. Specialiștii pe care i-am consultat mi-au spus că avem nevoie urgentă de cel puțin 4 spitale noi în Constanța. Un spital municipal policlinic, pentru că cel actual este un spital de boli infecțioase, cu cel puțin următoarele secții: interne, chirurgie, gastroenterologie, nefrologie, chiar și neurochirurgie, de ce nu? Un spital de copii, pentru că tot ați vorbit de numărul important, din păcate, de bebeluși decedați. Deci avem nevoie de un spital de copii și separat avem nevoie de o maternitate și, bineînțeles, rămâne ca un deziderat, sper să-l atingem cândva, spitalul regional. Constanța, așa cum știți, a fost în această rundă, a fost ocolită de, din păcate, de începuturile construcției unui spital regional. Aceasta ar fi o primă măsură. Pe de altă parte, ca să degrevăm urgența de la spitalul județean, cred că este nevoie ca să instituim, dacă vreți, un centru de cabinete, de asociație de medici de familie, unde să asigurăm 24 de ore din 24 urgențele medicale, spuneam, pentru a decongestiona urgența de la spitalul județean. Și nu în ultimul rând, mă gândesc că prevenția prin educație sanitară în școală este foarte importantă. Trebuie ca în școli să predăm copiilor cursuri de prim ajutor, să continuăm dotarea cu echipamente medicale a cabinetelor medicale din școli. Deci, cumva, în zona aceasta a școlilor, să dezvoltăm, dacă vreți, atât educația medicală cât și infrastructura medicală. Asta și în contextul în care suntem noi așa în apropierea deschiderii anului școlar și uitați-vă și noastră câte probleme se pun, pentru că în prezența acestui virus care nu ne dă pace, lucrurile sunt complicate din punctul ăsta de vedere. De unde pot fi luați banii pentru a demara construcția de spitale noi? Aici sunt trei tipuri de surse pe care pot fi accesate. Vorbim de surse guvernamentale, adică bani de la bugetul de stat. Vorbim de surse bani de la bugetul local, de la bugetul primăriei Constanța, și de asemenea vorbim de fonduri europene nerambursabile. Cât de greu credeți că va fi să atrageți forța de muncă? Eu nu sunt determinat ca în timpul mandatului meu. Cred că două din aceste patru spitale de care am vorbit se pot realiza. Cu siguranță vor începe construcțiile lor, dar cred că două se pot finaliza. Cât de greu va fi să atrageți forța de muncă calificată pentru sistemul medical constanțean?
Nu este greu. Noi avem o facultate de medicină în Constanța. Evident că lucrurile astea se vor face în colaborare cu universitatea, cu facultatea de medicină, destul de renumită și care a produs profesioniști buni de-a lungul timpului. După cum știți, salariile sunt motivante. Eu cred că nu va fi o problemă forța de muncă. Problema esențială este ca să scriem proiecte, să găsim surse de finanțare și să derulăm toate procedurile specifice și să construim aceste spitale.